Bartolomeu, preascăte din Teu și Vasile, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Între evenimentele fundamentale ale credinței creștine, de fapt, este începutul creștinismului prin ceea ce se numește Buna Vestire, adică momentul în care Sfântul Arhanghel Gabriel, Arhanghelul Veștilor Celor Bune, este trimis de către Dumnezeu către o fecioară pentru care purta numele Maria și care fusese mai înainte logodită cu un bărbat din neamul lui Iuda și care era, se numea Iosif, pentru ca să-i vestească că va lua în pântece de la Duhul Sfânt și va naște un fiu care îi va pune numele Iisus. Fecioara se minunează de intervenția îngerului pentru că îngerul, venind înaintea ei, i s-a închinat. Ori la evrei, femeile aveau un statut destul de inferior în social. Nu i se închină niciodată bărbatul femei, dar minte un înger al lui Dumnezeu din ceruri, care dintr-o dată vine și se proșternă în fața ei și cugeta în sine fecioara ce fel de închinăciune poate să fie aceasta, zice Sfântul Evanghelist Luca în capitolul 1 al Evangheliei sale. Este bine de luat în seamă, iarăși iubiți ascultători, că după ce îngerul i s-a închinat fecioarei, ea a acceptat ceea ce îi transmite Dumnezeu prin înger, adică să devină mama a lui Dumnezeu. În calendarul nostru popular, Buna Vestire este cunoscută sub denumirea de Blagoveștenii sau Ziua Cucului. Tradiția spune că primul său cântec care are loc de obicei la Buna Vestire trebuie să fie așteptat de toți oamenii în haine curate, veseli, cu stomacul plin și cu bani în buzunare. De asemenea, conform tradiției de Buna Vestire, este bine să se pună pe pragul casei pâine și sare pentru hrana îngerilor. În sud-estul țării se aprind focuri în marginea cimitirelor pentru a se da de veste morților că a venit primăvara, se fac pomeni și prasnice. Iar după amiază la sinagogă, trupa Anonymous de la penitenciarul Bistrița au susținut o piesă de teatru denumită Omul Pubelă. La acest eveniment au fost prezenți șefii penitenciarului și tinerii liceni bistrițeni. Trupa Anonymous la penitenciarul lui Bistrița au susținut ieri la sinagogă al doilea spectacol cu public denumit Omul Pubelă. Deținuții au arătat că știu să facă și pe actorii, stârnind aplauze printre spectatorii aflați în sală. Spectacolul este coordonat de regizoarea Camelia Toma, ea fiind o colaboratoare a unității noastre. Cei 10 protagoniști ai piesei de teatru vor să aducă încă o dată pe scenă această piesă de teatru, demonstrând încă o dată societății civile că penitenciarul nu este o instituție închisă. Tot sâmbătă suntem rugați să stingem lumina. Municipiul Bistrița este oraș oficial Earth Hour 2010, alături de 27 de orașe din România și sute de orașe din 92 de țări din întreaga lume. Printr-un simplu gest, putem da un semnal de alarmă că am devenit mai conștienți de faptul că micile gesturi cotidiene afectează calitatea vieții noastre de fiecare zi, natura și viața de pe întreaga planetă. Pentru susținerea campaniei ar trebui ca sâmbătă să stingeți luminile oriunde v-ați afla, în intervalul orar 20:30-21:30. Tot atunci va fi întrerupt iluminatul public pe pietonalul Liviu Vrebreanu. În 27 martie, deci sâmbătă, între orele 20:30 și 21:30, în cadrul acțiunilor Ora Pământului, pe pietonal se va întrerupe iluminatul public. Și totodată apelez la cetățenii municipiului ca sâmbătă 27 martie la ora 20:30 să stingă toate luminile care le au în casă. Pentru un minut, două, trei, iar după aceea să aprindă doar cele care sunt strict necesare. Facem acest exercițiu în cadrul acțiunilor dedicate Orei Pământului, sub deviza fi ecologist la nivel planetar și strânge lumină. Iată cum va fi vremea în următoarele 24 de ore.
Vremea va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 7 grade Celsius, iar maximele de mâine se vor situa între 17 și 20 de grade Celsius. În rubrica Săptămâna Infracțională vă prezentăm prima broșură informativă editată de Poliția de Proximitate pentru cetățenii municipiului Bistrița. Editată proaspăt prima broșură informatică a Poliției de Proximitate, nu? Desigur, desigur, este prima și sperăm să mergem ca asta. În primul rând ne-am propus să fie un început, sfârșitul sperăm să nu fie aproape și să fie destul de departe. Ne-am propus să venim în sprijinul cetățeanului, întrucât am constatat că de multe ori concitadinii noștri cad victime ale propriei neglijențe și am putea astfel să prevenim victimizarea populației, întrucât a preveni este mai ușor decât a cerceta ulterior și a constata, căuta să sprijinim cetățeanul să-și recupereze bunuri care îi sunt sustrase prin diferite moduri. Într-adevăr. Ce conține această broșură pe lângă sfaturi? În primul rând ne-am propus să prezentăm un cadru general privind cazuistica specifică pe linia activității de poliție. Am luat câteva exemple semnificative în care am prezentat modul în care cei cetățeni și cei în cauză pot să devină victime. În principiu, câteva spețe prezentate succint, pentru a vedea că orice urmă de neatenție va fi taxată de către cetățenii cu preocupări mai puțin pozitive. Și ulterior am finalizat cu câteva recomandări pentru a ajuta cetățeanul să nu cadă victima unor astfel de fapte antisociale. Cui se adresează această broșură? Această broșură se adresează tuturor cetățenilor, atât deținătorilor de bunuri mobile, imobile, locuințe, autovehicule, cât și celor care pur și simplu au asupra lor o sumă de bani, pot avea asupra lor aparate foto sau chiar și alte bunuri, ce sunt dispuși să le piardă puțin de sub supraveghere. Noi în fiecare săptămână le facem precizări oamenilor și ajutăm să înțeleagă că pot fi victime în fiecare minut. La fel și dumneavoastră, prin meseria pe care o aveți, de fapt asta faceți. A fost nevoie încă o broșură care să-i ajute pe oameni, să-i atenționeze pe oameni de pericolele la care se expun? Am făcut această activitate, într-adevăr, săptămânală, cu rezultate, totuși, în cadrul activității noastre. E un lucru, zic, mulțumitor, dar am considerat că există și alte modalități pentru a ne face mai bine înțeleși și a fi mai aproape de cetățean prin anumite informații care pot să fie atractive.